Serviciile de dezăpezire a drumurilor județene au costat în iarna 2013-2014 6,8 milioane de lei. Facturile au fost deja plătite, iar valoarea lor este la jumătate din cea prevăzută inițial în contracte. Da, au venit facturile, s-au plătit parcă aproape în totalitate. Știu că mai este o codiță, cum se spune. S-a depășit suma? Suma nu s-a depășit și v-am zis de la început că suma nu va fi depășită. S-a plătit undeva la 6 milioane 800 până acum. Nu vorbim pe acea perioadă de zăpadă, vorbim pe toată perioada de la începutul derulării contractului de dezăpezire. Ceea ce duce este cam 53%. Da, cam 53% din valoarea totală de contract de 12,88 milioane. Din acest ce e de menționat, că din această sumă, peste 1 milion sau aproape 1.800.000, nu mai țin minte dacă nu cumva 1.080.000, au fost costurile parazăpezilor. Chiar și așa, consilierii PDL sunt de părere că pentru dezăpezirea potignită din județ s-a plătit prea mult. Sumele care se vor cheltui pentru dezăpezirea pe drumurile județene, adică mi se pare că sumele sunt foarte mari și rezultatul cheltuirii acestor sume l-am văzut cu toți. Consider că investigațiile pentru ce am pornit în luna februarie nu se opresc la nivelul ăsta și că vom avea probabil și alte răspunsuri la întrebările pe care le-am pus. Primele semnale au fost că în județul Buzău dezăpezirea a fost aproape cu o jumătate mai mult decât în județele alăturate Galați și Brăila. Din cele 6,8 miliarde de lei vechi cheltuite cu dezăpezirea, în jur de 1 miliard îl reprezintă costurile a 9 km de parazăpezi montate pe drumurile județene.